Au dotat polițiștii cu camere video de corp ca să prevină cazurile de corupție și ultragiere, dar nu au pus la punct detaliile tehnice. Deși a trecut aproape o lună de când Inspectoratul General al Poliției anunța despre achiziționarea celor 100 de dispozitive video, acestea sunt nefuncționale. Mai exact, nu este funcțională baza de date unde ar trebui să fie stocate imaginile. Situația a ieșit la iveală după ce echipa noastră de filmare a însoțit oamenii legii la o intervenție care trebuia să fie filmată cu ajutorul noilor dispozitive. Vă depăsat, Gheorghe Astache, 71/2. Gheorghe Astache, 71/2. Chioscul Mall Crescent. Persoană agresivă. La această chemare s-au deplasat doi polițiști pentru aplanarea unui conflict între o vânzătoare și un client. În astfel de situații, oamenii legii filmau de obicei cu telefonul mobil probe pentru documentarea cazului. Menirea noilor dispozitive este de a înregistra totul în timp real. Telefonul mobil e problematic, fiindcă tu ești, oricum e intervenție, nu dovedești. Camera, bodycamera ajută foarte mult. Ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia State, nu ne-a putut oferi imaginile de la această intervenție, deoarece camera video nu era dotată cu stick pentru înregistrarea acestora. Imaginile filmate cu aceste dispozitive pot servi drept probă într-un proces de judecată. Ele vor fi utilizate și ca probe în instanțele de judecată, pentru că multe procese sunt în pierdere doar din motivul că sunt lipse de probe. Potrivit IGP, dispozitivele vor fi în regim de testare în cadrul unui proiect pilot, dar care ar putea fi extins. Polițiștii vor fi obligați să poarte echipamentele întreaga zi și să le conecteze la toate intervențiile. Acestea au fost procurate în cadrul unui program de reformare a poliției susținut de Uniunea Europeană și care valorează peste 2 milioane de lei.